Bună ziua, bine v-am găsit. Suntem pe data de 29 aprilie 2023 și fiindcă deja se încălzește și am în plan să mut coloniile de albine din lăzi care au iernat în lăzi igienizate. Fac acest lucru pentru sănătatea albinelor. Nu faci lucrul ăsta când te-ai umplut de văros, îl faci anual, așa, trebuie să-ți faci o rutină. Bun. Acum, cineva mă întreba undeva pe un comentariu dacă albinele pe două, trei rame mai faci ceva cu ele. Și acest film este în acest sens, ce facem cu coloniile pe două, trei rame? Păi uite ce facem cu ele. Aceasta este o colonie pe două, trei rame era. Acum a fost extinsă pe patru. Normal, i-am dat ce-i trebuie. Avem acea turtă. Tot timpul rama cu miere după diafragmă. Tot timpul rama cu miere după diafragmă și azi o să vedeți că îl vom extinde odată ce îl mut în noua ladă igienizată. Nu-i lada nouă, e doar igienizată. Va fi ok, va fi destul de măricel. Bun, să începem să luăm ramele. Am deja colonii super, super frumoase. Îngrijirea de anul acesta a fost un test, dar nu, cum să zic eu, nu mă îndoiam că nu o să-i fac față. Totul a decurs în mod normal, cum trebuie. Bun. Dau un pic cu pumn ca să iau acea ceară crescută. Nu mă interesează să intre fumul între rame, că nu e cazul. Lucrăm doar în zona în care a construit acești făgurași. Să spargem ramele. Celulele sunt de albinuțe, așa că o să vedem ce avem pe ramele astea. L-am tot ținut strâns. E unul dintre cei mai mici din stupină. În apicultura performantă, aceste regine se elimină, cică. O să vedem cum se elimine așa ceva. O regină tânără. Hai să văd dacă pot eu în cameră. Acum putem face așa un când de mut. Iată, avem și primii trântori și un puiet de calitate. Bun. O să dăm mișca camera. Un pic probabil. Mutăm în o ladă igienizată. Bine, aia e prima ramă de lângă diafragmă. De astăzi nu o să mai îi punem și rame care sunt conforme. Ramă cu puiet. Voi vi le arăt așa că acum am pus această posibilitate. Așa frumos. Deci arată foarte bine. Precum ați observat, este albină roșcată. Și știți de ce, nu? Încă este un pui de la... Este o fică a măcii roșii.
curăț un pic ramele. Au iernat așa și cer scuze că m-am băgat în față, dar un pic ca să curăț rama. O să mut camera imediat o altă direcție. Bun, deci 4 rame. Și le facem, nu știu exact, să văd cum îmi gândesc. Să curăț rama aici. E mai comod. În toamnă a fost mai lene și nu le-am curățat. Au iernat așa mai au iernat pe ramele necurățate pe mărgini. Bun. Și mai departe. Și această ramă e plină cu puiet. Frumos. E un pitic frumos, să zicem, da? O să vă filmez la un următor, nici unul mare, dar piticii sunt mai interesanți, da? Ăștia avem noi de-a face, adică începătorii mai mult au de-a face cu pitici. Și acum îngrijirea lor este esențială. Adică să nu te grăbești să extinzi cuibul, dar când e vremea, cam trebuie să-i dai, adică cum e acum, trebuie să-i dai. N-ai ce să mai ocolești. Și o să vedeți cum procedez imediat. O să mut lada pe locația ei și după aia o să îi configurez rama. Bun, încă o ramă cu puiet. Aici, la cum văd eu, nu m-aș grăbi așa tare să-i dau, cu toate că are mult puiet care eclozează. Fiind pe 4 rame. O să mut camera acum, numai să schimb lăzile. Albina să vină cu pole. Așa, i-am schimbat lada, acum mut și camera, mă duc să filmez din față. Așa, cred că va fi bine. Și acum, fiindcă lada este igienizată, să vedem ce rame am lăsat eu în cuibă. Adică în cuib, în stup. Să vedem care merită lăsată. Care nu. Deci avem aici o ramă mai goală. Aceasta o să o punem lângă puiet. Scutur un pic albina de pe ea. Curățăm încă o dată marginea să fie bine.
Are aici un pic de turtiță. O să-i dăm turtițele, nu le lăsăm. Mai ales că nu conțin zahăr deloc. Sunt doar pe bază de miere și înlocuitor de polen și are și polen. Turta. De data aceasta că dezinfectez lăzile, soluția, substanța cu care dezinfectez e un pic diferită, nu mai are uleiuri esențiale. E o substanță antiseptică. Se folosește, dar puțin știu de ea. O să vă zic. Este vorba de apă oxigenată. Apă oxigenată în proporție de... Deci apă oxigenată de 3% în proporție de 2 ml la litru de apă. În apa respectivă puteți include și un pic de zahăr sau miere. Depinde de fiecare cum dorește să și o prepare. Așa. Acum adăugăm aceste rame, după care voi căuta niște rame cu miere. Și am să-i mai dau două rame cu miere în lateral. Substanțele care le folosesc eu în dezinfectare, în îngrijire, nu au, să zicem, un interes foarte mare, dar e perfect. E perfect. Albinele se dezvoltă foarte, foarte frumos. Iată un alt element pe care îl folosesc, este apa oxigenată. Cât știu oare de ea. Îmi place de ăștia care rup capul la regine, dacă sunt slab stupii. Păi da, stupii sunt slab, dar e treaba ta să-i întărești. Eu știu sigur că dacă aveam cunoștințele necesare care le am azi, față de anul trecut, fiindcă m-am axat pe nutriția albinei, am aflat multe, multe lucruri necesare pentru ca o colonie să fie bine dezvoltat. Bun. Eu mai aduc încă două rame cu miere căpăcită și voi îngloba stânga și dreapta cu acea ramă cu miere. După care închid stupul, mai pun un pic de turtiță. Cam asta este. Cam atât am vrut să vă prezint, să vă arăt că și acești stupi micuți îi puteți face mari. Asta în caz că se dorește, da? Dacă pentru unii nu merită, treaba lor. Iată, de se poate face foarte bine. O alimentație, miere, tratament, să aibă totul la zi și e în regulă.